Pregătiți-vă umbrelele pentru că vin ploile abundente. Meteorologii au emis avertizarea de cod galben de ploi însemnate cantitativ. Avertizarea vizează aproape toată țara și este valabilă până mâine la ora 21. Potrivit meteorologilor, urmează instabilitate atmosferică accentuată și ploi însemnate cantitativ. În intervalul menționat vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată în cea mai mare parte a țării. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie și pe arii restrânse grindină. La începutul nopții de marți spre miercuri, manifestări specifice instabilității atmosferice se vor semnala cu o intensitate mai mare și în centrul și sudul Munteniei, inclusiv în zona municipiului București, au anunțat meteorologii. În Moldova, Dobrogea, Transilvania, Maramureș, nordul și estul Munteniei. În Moldova, Dobrogea, Transilvania, Maramureș, nordul și estul Munteniei, precum și în zona de munte, cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat cu precădere în Carpații Orientali, 50-70 litri pe metru pătrat.